Lansări de carte, expoziții de pictură, momente poetice și muzicale, concursuri și spectacole, dezbateri. Toate acestea și nu numai vor marca în această săptămână aniversarea a 52 de ani de la înființarea liceului Dimitrie Cantemir din Iași. Festivitatea de deschidere a zilelor școlii a avut loc joi, 29 octombrie, în sala Monique Roussel, respective instituții, ceremonia fiind coordonată de directorul liceului Cantemir, profesor dr. Anca Dimitriu. 52 de ani este o vârstă a împlinirii, dar este și o vârstă a tinereții. Este foarte greu, pe o scară, să definesc acum locul liceului Cantemir ca vârstă. Cred că vârsta noastră o avem de la numele pe care îl purtăm. Este o vârstă importantă. De la numele principelui cărturar și de la ce a însemnat el pentru întreaga comunitate europeană, pentru răsărit și pentru apus, pentru toate neamurile. La festivitate au fost prezenți elevi, profesori, dar și reprezentanți ai casei corpului didactic și a inspectoratului școlar județean din Iași. Sărbătoarea școlii este un prilej de bilanț, un moment în care școala prin activitatea ei se prezintă ca o carte de vizită în comunitate, dar și o posibilitate de exprimare a unor reflexii asupra unor viitoare proiecte și de rostire a unor gânduri din partea colaboratorilor și celor care alcătuiesc lumea școlii a liceului teoretic Dimitrie Cantemir. Timp de un an de zile, elevii, profesorii, părinții și cei care au gravitat în acțiunea acestui liceu au muncit și au făcut posibile împliniri reușite. Liceul teoretic Dimitrie Cantemir a funcționat la început cu denumirea de școala medie numărul 8 Dimitrie Cantemir, unitatea de învățământ luând ființă la data de 17 septembrie 1963. În anul 1975, școala devine liceul industrial cu profil mecanic, formă păstrată până în anul 1990, după care în 1992 a avut loc recunoașterea oficială a numelui de liceu teoretic.